Bună, părinte! Sau poate părinte în exercițiu? Știai că nașterea pornește din cap? Ce ciudat sună, nu-i așa? Dar cam așa se întâmplă lucrurile. Imediat ce copilașul decide că este pregătit să vină pe lume, își folosește hormonii ca să îi transmită mamei mesajul. Mam, hei mam, ești pregătită? Eu m-am copt aici, sunt gata să ies. Creierul mamei recepționează semnalul și începe să producă multă oxitocină. Ce este oxitocina? Un hormon. Când nu suntem însărcinate și nu avem de născut, oxitocina este hormonul pe care îl producem la fel ca bărbații în momentele de plăcere, când facem dragoste, când trăim orgasmul, când ne îmbrățișăm, când mâncăm ceva gustos. Oxitocina, pe bună dreptate, este supranumită hormonul dragostei. Tot ea apare la orizont când ne îndrăgostim. La naștere se includ mai mulți hormoni, însă oxitocina, fără doar și poate, este vedeta. Oxitocina face practic toată treaba într-o naștere naturală. Oxitocina declanșează și menține contracțiile, scurtează colul uterin, oxitocina ajută la expulzarea copilului, tot oxitocina pornește contracțiile ca să fie expulzată placenta. Oxitocina ajută la prevenirea hemoragiei, oxitocina ajută la alăptare, mai exact la ejecția laptelui. Grație ei, ne îndrăgostim iremediabil pentru totdeauna de puiul nostru. Și iată că apare o întrebare firească. De unde să luăm noi oxitocina asta, hormonul minune, dați cât mai multă? Oxitocina vine din cap, din hipotalamus, acea parte a creierului care răspunde pentru reacțiile emoționale ale omului. Sub hipotalamus se află un organ micuț cât o mazăre, cântărește până la un gram, numit hipofiză. Hipofiza și hipotalamusul comunică prin excitații nervoase. Hipotalamusul produce oxitocina, iar hipofiza o depozitează și o transportă în sânge. La naștere, noi avem nevoie de oxitocină, iar oxitocina, să vedem dacă ați fost atenți până acum, de unde vine? Vine din plăcere, la plăcere, vine la senzațiile plăcute. Starea de teamă atrage un alt hormon, adrenalina, care inhibă oxitocina. Altfel zis, dacă îți este frică, în sânge o să se elimine mult adrenalina și oxitocina o să fugă. Ce se întâmplă dacă pleacă oxitocina? Corect? Contracțiile nu mai sunt eficiente, travaliul se poate lungi foarte mult sau poate stagna, prin urmare nici colul uterin nu se deschide. Nu se deschide colul, nu iese copilul, treaba se complică. Atunci când travaliul stagnează, medicul poate decide să injecteze oxitocină sintetică. Din experiența altor femei știu că oxitocina sintetică declanșează contracții foarte dureroase, greu de suportat și unele femei cer și epidurală sau medicul decide pentru ele să le pună și anestezie epidurală ca să suporte mai ușor durerile. Într-o zi o să vă povestesc despre impactul anesteziei epidurale, acum o să vă spun pe scurt de ce intervențiile medicale ar fi bine să fie evitate. Uitați-vă, dacă injectăm oxitocină sintetică, nu se mai produce oxitocina naturală, este inhibată. Dar oxitocina sintetică nu ajunge la creier și nu poate stimula dragostea maternă, de exemplu. Anestezia epidurală la fel blochează eliminarea endorfinelor, hormoni care anesteziază, ajută în mod natural la diminuarea durerii. În același timp, aceleași endorfine creează o ușoară stare de amnezie pentru ca femeia să uite durerile nașterii, să dorească să mai trăiască această experiență, îi dau starea de bine și o conectează cu bebelușul. Se face bondingul, lipeala, inclusiv datorită endorfinelor. Anestezia epidurală bruiază comunicarea mamei cu bebelușul. Despre asta o să povestesc însă într-un alt filmuleț. Acum o să vă spun că niciun medicament nu poate concura cu hormonii naturali. De aceea, înainte de a accepta o intervenție medicală, trebuie să fim siguri că am întreprins tot ce era posibil ca să îi stimulăm în mod natural mai întâi. Cum e cu oxitocina? Ce putem face ca să avem multă oxitocină de producție proprie? Vă spun imediat. Să ne trăim travaliul în liniște, într-un spațiu în care ne simțim în siguranță, în semi-întuneric sau poate întuneric, printre mirosuri care ne aduc plăcere. La ultima mea naștere, eu am folosit difuzorul cu uleiuri esențiale. Mi-am pus levănțică, ea liniștește, alungă frica, mi-am pus și cuișoare, ci că iau durerea. O să vă povestesc despre asta, însă mai multe într-o altă zi.
Acum, oxitocina mai iubește căldura. Este foarte important acest detaliu. Ca să producem oxitocină în travaliu, să ne asigurăm că ne este călduț și bine. Oxitocina e un hormon foarte timid, ușor de speriat. Are nevoie de siguranță. Noi naștem ca animalele. Și un exemplu interesant aici este felul în care nasc elefanții. Ca să nască femeia, alți elefanți formează un cerc în jurul ei cu spatele întors la ea. Și dacă femeia simte o amenințare de undeva, travaliul se poate opri. Din punct de vedere psihologic, oamenii simt la fel. De ce femeile la sfârșit de sarcină își fac cuibul? Știți și voi că în al treilea trimestru apare așa zisul sindrom nesting, de la cuvântul din engleză nest, care înseamnă cuib. Apoi iată, femeia instinctiv își pregătește spațiul în care se va simți confortabil, în siguranță și îi va fi ușor, plăcut să nască. De asta ea îl bate la cap pe soț să agațe anumite draperii, să mute mobilierul într-un anumit loc. Și dacă el nu o să o ajute, ea o să facă asta singură. Nu e o problemă. Femeia însărcinată sau femeia care naște poate muta și munții. Mai departe, oxitocina are nevoie ca neocortexul să se deconecteze. Ce este neocortexul? E partea cea mai elaborată a creierului uman, care lipsește la animale, responsabil pentru luarea deciziilor, planificare, raționamente. Neocortexul inhibă oxitocina. Și acum, atenție, pe mine asta m-a uimit. Aici eu am înțeles cu ce am greșit la prima naștere de după cezariană, care a fost vaginală. Eu vorbeam foarte mult la a doua naștere, în travaliu, spuneam bancuri, voiam lumina aprinsă, o întrebam pe moașă ce se întâmplă cu corpul meu, cum se deschide colul, unde a ajuns copilul, mai pe scurt gândeam și monitorizam, iar moașa era tot timpul lângă mine. Eu voiam să țin situația sub control, să mă asigur că totul merge bine, mă gândeam la deschiderea colului, la centimetri, mă încordam dacă îmi părea că e prea lent, deci făceam tot ce nu trebuie să faci la naștere. Așadar, întrebările în travaliu, de fapt, sunt de prisos. Ele stimulează neocortexul, prin urmare, inhibă oxitocina. Femeia trebuie să aibă posibilitatea să cadă în somn la naștere, la propriu și la figurat. Și atunci ea nu gândește, neocortexul tot doarme, iar oxitocina își face în liniște treaba. Nu trebuie să existe observatori, cel puțin mama nu trebuie să se simtă observată. Acest lucru, la fel, pune pe fugă oxitocina. Femeia trebuie să se relaxeze, căci stresul produce un alt hormon, adrenalina, iar ea suprimă oxitocina. Adrenalina se formează când se conectează sistemul luptă sau fugi, provocat de frică, de stres. Adrenalina, apropo, este molipsitoare. Dacă simți că cineva din anturajul tău este stresat la naștere, de exemplu soțul sau partenerul tău, deci tatăl copilului, mai bine să-l rogi să te lase să trăiești travaliul singură, ca să te poți relaxa, ca să te poți concentra doar pe tine, pe corpul tău și pe copil. Ca să dormi, de ce nu? Poate să mănânci ceva gustos, dar ușurel. Deci nu vă gândiți la friptură, deși cunosc două femei care și-au trăit travaliul în restaurant. Au ajuns la spital cu o deschidere de 7-8 cm și au născut foarte repede. Iată ce înseamnă plăcere. Este exact ce-i trebuie oxitocinei ca să se producă. Deci, recapitulăm. Oxitocina, hormonul pe care se ține toată nașterea, are nevoie de liniște, semi-întuneric sau întuneric, căldură, gândire deconectată și absența observatorilor. Femeia nu trebuie să se simtă observată. Despre alți hormoni o să vă povestesc într-un alt video. Acum vă las să căutați surse de producere a oxitocinei. Ceva gustos, ceva plăcut, poate un film sub o păturică, poate o lectură captivantă, poate o îmbrățișare. Iar eu vă spun acum, pe curând!